Cine la mine pe canal o vinit, n-o plecat nemulțumit. Că aici o dat un like și o dat un comentariu și am vorbit foarte bine și am discutat problemele actuale și fierbințe ale țării. Salutare, salutare, scump și dragi colegi foși de izolare și actualmente prieteni aici pe YouTube. Mulțumesc că ați dat subscribe și ați anunțat lumea că trebuie să intre aici pe canal să vadă ce n-a mai văzut, să audă ce n-a mai auzit sau poate a mai auzit, dar nu în această formă. Iată, cu ajutorul Sfinților am ajuns în ultima zi a săptămânii, ultima zi lucrătoare și ultima zi din lună ni se desfășoară astăzi înaintea ochilor. Așa că să vă spun și eu câteva lucruri ca să facem mai ușoară trecerea în weekend și în luna Luptor, că luna asta a fost tare capricioasă. Măcar augustul să ne fie lună de vară, lună în toată puterea cuvântului, lună de vară. Mergeți la mare, mergeți pe litoral, mergeți oriunde mergeți, știm că suntem condamnați să stăm în trafic, să stăm, dar mai bine stai în coadă liniștit, să ajungi chiar cu 7-8 ore mai târziu la destinație decât să se întâmple, Doamne ferește, un accident. Că ați văzut că și unde e spațiu larg se întâmplă accidente, că așa e șoferul român. Pe brațul Sfântul Gheorghe, acolo în Delta, două bărci s-au lovit. Două bărci au făcut accident. Unde e atâta spațiu, unde nu-i nicio grabă, unde nu-i coloană, unde nu-i trafic, unde nu-s polițiști care să încurce traficul, mă, și acolo șoferul român face accident. Bine că unul dintre șoferi, unul din șoferii unei bărci, era beat. Acum ce să faci și în Delta? E obiceiul de la locuitorii de acolo, de la lipoveni, că fără un pic de samagon, fără un pic de vodcă, nu merge barca pe ape, a totuși să ai atâta spațiu la îndemână și practic să faci accident. Eu nu știu ce să mai zic. O fi fost și ăla șofer de alb, așa cum sunt eu. Nu știu, nu mă bag. Oricum weekendul ăsta nu prea mă urc la volan, că mai las pe alții. Sunt stresat de situația din țară. Uitați-vă, dreapta nu se poate aglomera, conglomera, aduna ca să o dea jos pe doamna Firea de la București. Bă, ce le-a făcut o găbiță? Știți cum e vorba aia, că un nebun aruncă o piatră, 10 înțelepți nu o pot scoate. Problema e că nu găsim pe aia 10 înțelepți. S-au întâlnit și miercuri seară și joi seara. Până noaptea târziu au stat în discuții Barna, Ludovic Orban, de la USR Plus a mai fost cineva, ci că și din PMP, ca să-și împartă candidații pe sectoare și să o scoată până la urmă din joc pe Gabriela Firea. Atâta muncă pentru doamnă care dorește numai binele bucureștenilor. Negoița a trădat, nu se știe cine va mai trăda. Se știe un lucru simplu, că dreapta nu poate să-și desemneze candidații din cauza PMP-ului lui Băsescu. Băsescu a zis că dacă la sectorul 3 nu-l pun candidat, la sectorul 3, unde nu-i apă caldă. Vedeți că acolo unde sunt probleme, acolo nu există nici rezolvare. Băsescu a insistat ca la sectorul 3 dreapta să-l propună drept. Dreapta să-l pună drept candidat pe Mihai Neamțu, știți? Pe ăla cu față de nevăstuică și cu costume de flamingo, cu debi verbal, cu papagal, un fel de Vadim, dar cu lecturile mai la zi. O mare speranță a culturii și a filozofiei românești, de ce nu? Făcea interviuri cu Pleșu, cu Liceanu, vorbea cu Patapievici de la egal la egal. Și acum e mare fan Trump și antivaccinuri. Nu, ce să mai zici? Pe ăsta îl susține Băsescu, că a zis Băsescu că dacă nu-l puneți pe ăsta candidat, intru eu în hora candidaturii la capitală. Da, intră el în hora candidaturii. Deci candidează iară de primar general, cum a fost toată și nu a făcut nimic, dar măcar știe ce e acolo la conducerea capitalei. Nu o să iasă primar, dar o să iasă Firea, că el o să ia din voturile dreptei. Așa se joacă politica, domnule, așa se joacă. Nu-i politică pe merite, nu-i politică pe criteriul valorii. Negocieri, negocieri peste negocieri. Și-o negociat, atât au negociat Ludovic Orban de și-o terminat toate rezervele de whisky. Dan Barna n-a mai băut socată, s-a apucat să bea suc Teddy cu pai. Ce să facem, asta e. Nu se pot hotărâ pentru niște candidați mai... Bomba. Alertă cu bomba a fost el la primăria capitalei. Nu, că bomba era înăuntru. Bomba era înăuntru. Și că explodează după alegeri, dar nu cred. Adevărata bombă știți care este? Bomba natalității. Da.
cu atâta izolare petrecută în primăvară, acum ci că avem multe, mii și mii de cazuri de femei însărcinate. Foarte bine. Numai în București sunt 5.000 de femei gravide. Bravo Borcea! Bravo Borcea! Că am tot zis de accidentul ăsta de pe brațul Sfântul Gheorghe. Dacă era oare pe brațul Borcea, cu câte gravide să lăsa accidentul ăsta? Da, 5.000 de gravide în capitală. Borcea și-a zis că merge în continuare, nu se lasă, pentru că treaba trebuie făcută până la capăt. Dacă tot nu dublează alocațiile, măcar să crească indemnizațiile viitoarelor mame. Dacă nu le dă Borcea bani, că el e multimilionar. Nu-i chiar multimiliardar ca Băsescu, dar se descurcă și el. Ca Daciana Ponta. Daciana Ponta a ieșit din politică, a ieșit cu capul sus. Nici nu știm ce a făcut ea în politică, dar mă rog, bine că a ieșit. La fel ca și Eba, în fine, și a făcut un curs de cofetărie la Paris. Vedeți? Ambițioasă femeie. Face niște prăjituri acum, are un business în capitală, face niște prăjituri, exact una ca alta, parcă strase la Xerox. Victor. Zice că lui Victor, cel mai mult dintre prăjituri, cel mai mult îi place salamul de biscuiți. Deci, nu. Ca să-ți dai seama despre un om, te uiți un pic și la gusturile lui. Salamul de biscuiți și cel mai bine gătește minciunelele. Ponta gătește minciunelele. Ci că soția lui și cu copii au devenit vegetarieni. Vedeți, dacă ajunge Ponta iară la putere, aplică principiul din familie asupra noastră. N-au lăsați încolo carnea, un chil pe lună și vegetarieni. De unde luați mâncare? De la cofetăria soției, în condiții impecabile. Oricum, nu ca pe litoral, am fost anunțați, da? Pe litoral, în cluburile alea de fițe, ci că bucătăriile arată mai rău decât bucătăriile cârciumilor. Deci, dacă... Dar oricum, cine merge într-un club de fițe, merge să ia șampanie, să cumpere băuturi scumpe ca să vadă lumea câți bani are, da? Sparge acolo câteva zeci de mii de euro pe niște șampanii de alea aduse în roabă. Chiar să mai aduc anul ăsta cu roaba sau le aduc cu cisternă, în fine. Nu mergi să mănânci în cluburile alea de fițe. Mănânci a doua zi după ce ai tras petrecere, după ce ți-ai spart banii, mănânci a doua zi pe litoral, pe plajă, mănânci o porție de hamsi să nu te vadă lumea în club, că tu ești mai puțin mai rupt în părțile dorsale, dar nu contează. Deci atenție mare. Urmează weekendul, da? Atenție la trafic, să nu facem accidente, unde mâncăm pe litoral și să ne întoarcem cu bine acasă. Dacă plecați în concedii, să vă iasă negative toate testele. Unde merg eu? Păi unde merg eu? Că astăzi trebuia să înceapă Antoldul. Antoldul trebuia să fie, Clujul deja invadat de petrecăreți. DJ-ii deja nu mai aterizau cu jeturile private în Cluj-Napoca. Ce era? Și uitați-vă, într-un an s-a distrus și industria asta a entertainmentului, da? Electric Castle nu a fost. Trebuia să înceapă Antoldul, dar o să înceapă TIFU. TIFU, băi, TIFU. Festivalul Internațional de Film Transilvania începe până la urmă. Nu o să fie proiecții în sălile de cinematograf. O să fie în aer liber, prin curțile liceelor, în Piața Unirii, pe undeva pe lângă Cluj, o să fie cu distanțare, cu așa, o să fie mai mulți actori în film decât spectatori ai filmului. Da, mă rog, asta este. Poate mă mai duc pe la Cojogna, aici la Ibița Clujului, cum e așa e? E apa bună, e aproape de Cluj, nu-i scump. Acum, nu, ce să facem? Dacă ștrandul ăla de lemn de pe margini să cam surpă, mai iese câte un cui ruginit, sarea acționează. Ce să facem? Doar nu am avea condiții ca în Mykonos, că nu suntem greci. Până la urmă suntem tot români, pe aici pe din jos. Așadar, vă doresc weekend plăcut. Dacă stați undeva blocați în trafic, puneți videourile astea de săptămâna din săptămâna asta, puneți-le într-un playlist, ascultați-le în cască, simțiți-vă bine, dați like, dați comentarii și spuneți lumii să mai vină aici pe canal, să mai discutăm, să mai povestim una alta. Că ieri ziceam că după modelul bulgar, grec, grecii l-au luat pe Tom Hanks, l-au făcut cetățean, i-au dat pașaport și el e un brand bun, o reclamă bună pentru turismul grecesc. Vă întrebam și pe voi cam ce actor american ar fi. O doamnă sau mai multe doamne a spus Keanu Reeves, nici nu știu cum se pronunță, dar zice că tânărul, mă rog, actorul
că nu mai e așa tinerel, e simpatic, e drăguț, el ar merge ca imaginea României. Altcineva îmi zicea Steven Seagal, ăsta ar avea un an de luptă cu mafioții, cu hoții, cu corupții, dar după aia ar merge bine treaba. Cineva mai șugubăț punea drept imaginea României ca actor străin pe Titus Steele. Titi Oțelitu, Oțelarul. Ăsta e de-a nostru, dar și-a făcut carieră în alte zone umede, să zic așa. Mă rog, ne purtăm noi singuri de grijă, că până vin americanii, că i-am așteptat. I-am așteptat în munți, în păduri și tot n-au venit. Acum vin, dar cu avioanele. Nu vă mai rețin, weekend de excepție, abonare la canalul meu, subscribe, dați like, dați comentarii. Vă doresc un weekend cum vă doriți și voi. Numai relaxare, apă, susuri, liniște și fără știri negative. Numai cu bine.